Meciul de noapte la Radio România Actualități. Bună seara, bine v-am regăsit nu doar pe unde radio, ci și pe internet. Vă recomand site-ul nostru romaniaactualități.ro pentru cele aproximativ două ceasuri pe care le petrecem împreună. Și aș vrea să începem povestea acestei seri până la a-i prezenta pe invitații din această noapte. De la următoarea idee, românul în general spune sănătate să avem, că e mai bună decât toate. În timp ce spune lucrul ăsta, ciocnește cel de-al 16-lea pahar de pălincă eventual și imediat după aceea spune când ne-o fi mai rău, așa să ne fie, pentru că pe masa de sărbătoare se află niște bucate care de obicei nu prea au legătură cu sănătatea. De multe ori avem nevoie de cei la care apelăm în ultimă instanță, dacă se poate. Nu contează statutul social, nu contează cifrele din contul bancar, nu contează gândurile, sentimentele. Până la urmă ajungem cu toții la medic. Cătălina Crețu, medic de familie, competențe, acupunctură și fitoterapie. Bună seara! Bună seara și bine v-am găsit! Da, așa este. La mine se ajunge nu la început, ci la sfârșit, când sunt epuizate celelalte metode de a se obține starea de sănătate sau de a se menține starea de sănătate în cazurile fericite. Un aspect important despre care o să tot vorbim în seara aceasta, cum e cu ajunsul și cu epuizatul metodelor. Radu Berca este medic, formator, salvator, serviciu de ambulanță București Ilfov, cadru didactic asociat la Universitatea Titu Maiorescu, lucrează și în voluntariat, protecție civilă, Search and Rescue Service Romania. Bună seara, Radu! Bună seara și bun găsit! Ciprian Broască este kinetoterapeut, un cuvânt complicat pentru această oră, masor sportiv, profesor de educație fizică și sport cu specific natație și atletism. Bună seara! Bună seara, bine v-am găsit, mulțumesc și de invitație. Da, la noi, la kinetoterapeuți, cam... La voi se ajunge după? Ultimii sau când au de cuțit. Atunci ajung la noi. Bun, hai să începem totuși într-un ton mai optimist. Vreau să vă spun în primul rând numerele de telefon. 0748 887766. Puteți trimite SMS-uri la acest număr. Puteți intra în direct la 021-312-1054 sau 021-312-3558. Aveți întrebări legate de sănătate, aveți probleme pe care considerați că le putem atinge în această discuție, nu ezitați să formați numerele de care aminteam. Ok, Cătălina, te-am întrerupt dintr-o idee pentru a-i prezenta și pe ceilalți invitați. Pe ce să spun, așa este, noi suntem optimiști, dar suntem și realiști, pentru că, da, am această specialitate de medicină de familie, dar am ales să lucrez foarte mult cu plantele, cu produsele din plante și să folosesc și acele, deci să fac acupunctură și să merg atât cât se poate pe partea aceasta de prevenție sau să mențin echilibru și să fac tot timpul legătura între alimentație, stările emoționale prin care trecem, gândurile pe care le repetăm unii, poate chiar obsesiv, și afecțiunile care apar. Adică trebuie să știm că va exista o legătură între o stare de furie și afectarea ficatului sau vezicii biliare, între durerile de cap pe care le avem și o alimentație, să zicem, bogată în grăsimi, asociată cu un somn insuficient, de ce nu dulciuri care să înlocuiască fructele, fibrele și așa mai departe. Adică exemplele pot fi chiar foarte multe din nefericire. Dacă aveți întrebări punctuale, chiar v-aș ruga să le formulați, dragi ascultători, pentru că cei trei din studio vă pot răspunde fiind de profesie. Radu, tu ești în focul luptei, nu? Ești acolo de multe ori pe acea linie subțire de care depinde viața unui om, greșesc? Da, se poate spune și așa, se poate spune că suntem în linia întâi, în general când lucrurile au ajuns foarte departe, cineva caută ajutor și sună acolo unde, poate sugestiv numele, există salvarea. Acolo sună, de acolo vin primele echipaje și văd cu ce pot să ajute, caută să soluționeze cazul sau să-l ducă mai departe spre spital
unde să capete ajutor mai complex când ceea ce e nevoie depășește posibilitățile din prespital. Ok. Ciprian, tu ești după, ca să spun așa, situat în această poveste. S-a întâmplat necazul, a apărut intervenția și urmează recuperarea, nu? Și atunci se ajunge la tine. Da, se poate spune și așa. În momentul în care a trecut de faza finală, operație, intervenția chirurgicală, ajunge la kinetoterapeut să se recupereze. Dar ar fi bine de cele mai multe ori ca ei să țină cont de indicațiile preparatorului fizic, mă refer la sportivi, adică pe teren. Dar și la omul obișnuit e foarte important să țină cont de indicațiile medicului, ceea ce spunea și doamna doctor mai devreme. Bun. Prima incursiune pe care aș vrea să o facem, o întrebare pentru toți trei, o să vă rog să răspundeți pe rând, după ce reamintesc numerele de telefon, 0748887766 pentru mesaje text, 021-312-1054 sau 021-312-3558. Doamnă, domnilor, ce facem să nu avem nevoie de voi, să nu ajungem la medic? Cum procedăm? Cătălina. Păi cred că întâi trebuie să mergem la medic. Da? Da, pentru că dacă merg prima dată și am parte de un dialog constructiv, dacă înțeleg ce-mi folosește, mă voi duce pentru o verificare tehnică o dată pe an. Dacă nu știu ce-mi folosește și ce-mi face rău, voi mânca haotic, voi face aceleași greșeli și voi ajunge în mod repetat la aceeași afecțiune sau cum se leagă în acupunctură așa toate ca mărgelușele pe un fir, din afecțiune în afecțiune și de fapt totul pornește de la o singură greșeală pe care o repet. Așa că pentru a nu pica și repica în păcat, este esențial să știm ce anume ne face bine. Să știm că tratamentele sunt personalizate. Să știm că dacă suferim cu bila sau dacă avem niște dureri de cap, nu ni se potrivesc aceleași remedii sau aceleași pastiluțe minune ca ale altei persoane cu altă constituție și evident care suferă de acea cefale, de acea durere de cap, din alte cauze decât ale noastre. Deci dacă ne informăm, dacă știm ce ne face rău, vom ști și ce să facem bine, astfel încât să nu ajungem la medic prea des. Să știți că este o mare mulțumire din partea medicului să vadă că, cel puțin pe partea aceasta de fitoterapie, când știi că ai pacienți pe care îi vezi o dată pe an pentru revizuire de atitudine de dietă, de chiar de terapie, ținând cont acum că este sezonul rece, și să vezi că oamenii au înțeles, au aplicat și că nu au mai avut nevoie de tine. Radu, din punctul tău de vedere? Din punctul meu de vedere, trebuie precizat faptul că Serviciul de Ambulanță București Ilfov pune la dispoziție un serviciu de sfat medical. Se poate apela numărul unic de urgență 112 și solicita sfat medical acolo unde sunt colegi cu foarte multă experiență, medici sau asistenți, care pot să ghideze care sunt primii pași, în așa fel încât uneori să nu fie nevoie de echipaj de ambulanță care să vină în sprijin, sau dacă este ceva foarte grav, să indice care sunt primii pași, care este primul ajutor până la sosirea echipajului. Ok. Deci, concluzia ar fi 112, apelați cu încredere pentru că aveți o șansă în plus să primiți sfat medical și sfat până când ajunge la voi ambulanța și uneori poate nu este nevoie de un echipaj de urgență, de un echipaj de consultații la domiciliu. Uneori poate se rezolva doar cu un sfat medical, cu detensionarea situației, cu indicarea unui tratament uzual. Ok, Ciprian. La mine văd că toate s-au spus, să zic așa, eu sunt cel care execut partea finală.
dar este o parte de prevenție destul de directă. Vorbind așa, și aș trece la subiectul cel mai important pentru mine, copilul din ziua de astăzi, și aș spune, aș numi acea boală scolioza juvenilă, care pentru mine reprezintă cel mai mare pericol la ora actuală, mai ales că îl întâlnim sub 6 anișori. Când cu ceva ani în urmă, după anumite studii, o scolioză juvenilă se făcea pe la 9-10 anișori. Acum o întâlnim mult mai devreme și atunci apare această prevenție, dar nu știm unde să mergem, nu știm cui să ne adresăm și prima oară tot către medicul de familie trebuie mers să-i fac o trimitere ori la o radiografie, ori la un RMN, la un balneolog, cei care sunt de specialitate. Iar noi încercăm, kinetoterapeuții, să recuperăm prin diverse metode. Bun, dar tot nu m-am lămurit. Ce trebuie să fac eu acasă? Ce miere să mănânc? Ce flotări să fac? Ce varză să îmi pun în ciorapi? Astfel încât să n-ajung la medic, păstrând proporțiile glumei, bineînțeles. Uite, deja cineva este supărat pe noi să mergem la medic să le umplem buzunarele. Ok. Da. E departe de ideea noastră. Păi atunci să nu mergem la medic, să nu știm ce ne face bine, să nu știm ce nu ne face bine și să suferim în continuare. Este și această opțiune. Până la urmă, nu vrem să supărăm pe nimeni. Dacă putem ajuta, acest lucru îl facem cu drag și cu responsabilitate. Și este foarte bine să tratăm, poate dacă nu sistemul medical, fiecare medic cu care avem de a face serios și ca pe o persoană individuală și bine intenționată. Pentru că dacă din start există această atitudine a lui, da, mă duc să-i umplu buzunarele și plec de acolo cum am venit, chiar și aceasta este o atitudine și chiar și acest gen de... să zicem, combinație de depresie și o atitudine nefericită față de evenimentele chiar constante ale vieții, chiar și asta se poate retrata. Deci, Serviciul de noapte Radio România Actualități, avem un prin telefon în direct. Bună seara, cu cine stăm de vorbă? Bună seara, Dan Maria, în București. Vă ascultăm cu drag. Vreau să întreb pe doamna doctor mai multe neclarități pentru mine personal. Chiar dacă sunt fiu de medic, știu medicina de familie în ghilimele pe timpul trecut când nu exista și știu că era considerat medicul generalist, cel care dădea, mă rog, rețete, scutiri medicale în școli, în unități militare și în fabrici. După aceea, mă rog, s-a dat mare importanță acestui gen de medicină sau s-a inventat această medicină din generalistă la numită de familie, așa cum știu eu că școlile de ofițerese s-au născut în urma fiicei unui general mare, deci s-a adaptat după o situație, nu că ar fi fost ceva necesar, pentru că mie personal mi-ar fi fost mult mai drag și mai simplu să mă duc la medicul de care aveam nevoie pe durerea de scolioză, că am avut și eu pe la 10 ani, și de alte lucruri. Deci mă duc la medic de familie, îl consider un fel de macagiu, dar iertați-mă, asta așa simt eu, în care îmi îndrumă pașii spre medicul de profil. Și pe modul de profil nu-mi dă rețetă, am aflat că un specialist poate să-ți dea două rețete, că întrebarea de bază asta era ce calități are un medic de familie de care noi nu le știm, că noi l-am primit pe medicul de familie precum un telefon mobil, fără să știm cum se folosește și ce reguli de comportament să avem în mijloace de transport, etc., etc., cum mă refer la mobil. Așa și cu medicul de familie nu știm cum să-l folosim, pentru că eu am avut multe perioade când nu mi-am luat medic de familie chiar. O să vă rog să treceți și la întrebări, ca să lăsăm și alți ascultători. Întrebarea era simplă. Ce calități are medicul de familie pentru pacientul care e asigurat? Pentru că pe mine mă cheamă doar de două ori să-mi dea trimitere într-o zi și să-mi dea medicamente în alt zi după ce am venit de la doctorul cu trimitere. Ceea ce eu îmi doresc poate să fie ca un duhovnic, da? Să mă duc și acum, la ora 5. Nu, dacă nu-s programat, n-am ce căuta. Și dacă nu-s programat, trebuie să plătesc și asta, ședința contra cost. Ok, mulțumim și foarte mult. Și să ne spună, doamna doctor, unde are cabinetul pentru acupunctură, m-ar interesa.
Eu am optat pentru această variantă reprezentată de acupunctură și tratamente cu plante și produse din plante. Specialitatea mea este de medicină de familie. Am funcționat ca și medic de familie o vreme. Am considerat că mi se potrivește mai bine această parte din medicină. Așa că, în cazul meu, dacă vreți, consultația se face pe bază de trimitere, evident, de la medicul de familie și trebuie să înțelegeți că, chiar dacă dumneavoastră sunteți o persoană inteligentă, vă cunoașteți corpul, este foarte bine să treceți prin acest filtru al unui medic pregătit până la un anumit nivel în toate domeniile, care vă poate orienta și îndruma ca un adevărat profesionist. Bănuiesc că există frustrări. Sunt pe listele fiecărui medic de familie foarte mulți pacienți și eu știu, chiar cunosc foarte multe persoane cu adevărat bine intenționate, care fac tot ceea ce se poate, ba chiar s-au adaptat și au început să recomande și produse din plante, ceea ce chiar înseamnă foarte mult. Încercând, tocmai așa cum tot am auzit expresia asta, eu prea multe medicamente, mi-am obosit ficatul și așa mai departe. Deci chiar puteți să găsiți un medic de familie potrivit dumneavoastră și evident acesta poate să vă ofere suportul medical în limitele posibilităților pe care le oferă casa de asigurări. Un alt telefon din partea doamnei Marianei Ciobanu din Iași. Bună seara! Bună seara! Sunt o doamnă de 70 de ani, sunt născută cu o boală genetică, dar care mi s-a descoperit chiar la o vârstă înaintată, deci prin 1980 și ceva. Și în urma acestei boli am foarte multe fracturi, boala se numește boala Lobstein, am foarte multe fracturi. Dar nu asta este problema. Problema este că am o scolioză severă toracolombară dextroconvexă la nivel toracal și dextroconcavă la nivel lombar. Și determină deja o asimetrie de volum a retroperineu. Mă rog, nu încerc acum să intru în prea multe amănunte medicale. Dar problema mea este că e foarte complicată și un domn profesor chirurg mi-a spus că aș avea nevoie de niște ședințe de acupunctură, pentru că medicamentele practic nici nu-și prea au efect, pentru că dumnealor știu prea bine că la boli genetice nu prea sunt medicamente. Iar problema mea este foarte gravă și eu chiar încep să nu mai pot să mă mișc aproape că... Acum trebuie să știți că va trebui să asociați acupunctura cu gimnastica medicală. Nu da, încerc să împart responsabilitatea, este da. Prea puțin. Vă dați seama că dumneavoastră vă confruntați zilnic cu o contractură, deci cu o permanentă încordare a măcar a musculaturii paravertebrale. Asta doamnă, o să vă rog să dați aparatul de radio un pic mai încet pentru a nu intra în microfonie. Asta înseamnă că noi vă putem ajuta cu ședințele de acupunctură. Acestea vor produce o scădere a contracturii musculare, o diminuare a durerii și o ușoară creștere a mobilității. Dar pentru aceasta, pentru a menține rezultatele, este absolut necesar să faceți și gimnastică medicală. Colaborăm foarte bine și cu kinetoterapeuții, pentru că este cu cât se cronicizează și cu cât modificările fizice, modificările anatomice sunt mai avansate, cu atât mai mult aveți nevoie de gimnastică medicală, nu evident asistată de un specialist, nu doar la 6 luni, este prea puțin, din nefericire este prea puțin. Știu că aceasta este varianta care este decontată prin casa de asigurări, dar sunt convinsă că puteți găsi niște variante care să fie decente, să fie accesibile și din punct de vedere financiar. Ciprian, vrei să adăugi ceva, da? Sunt de acord cu doamna doctor legat de partea financiară, pentru că poate fi asigurată. Dumneavoastră puteți să aveți marea bucurie de pe partea financiară să mergeți la un balnear cu acel bilet, unde eu v-aș recomanda, pe lângă tratamentul de kinetoterapie, gimnastică medicală, ca să-i spunem pe românește, gimnastica medicală în apă sulfuroasă sau apă de mare. La Mangalia găsiți, la Techergheol găsiți așa ceva și vă va fi mult mai bine dumneavoastră, pentru că în apă corpul este mult mai ușor pentru ceea ce
ați spus că aveți. Iar durerile, să știți că dispar dacă aveți și dureri. Nu știu dacă ați spus ceva de dureri. Și vă spun sincer că statul, în primul rând, vă ajută cu aceste bilete de CNPAS și numai bine. Practic, pe parcursul unui an, fiecare pacient poate să beneficieze de două cure de acupunctură, de două cure de kinetoterapie, astfel încât undeva la 3 luni puteți beneficia de măcar 10 ședințe dintr-una dintre cele două specialități. Avem un ascultător pe fir, dar până atunci îl luăm imediat. Radu, te rog să dezvolți un pic mai târziu ideea procedurilor, pentru că bănesc că voi le folosiți cel mai aprig pe salvare. Există, nu există, e diferență între ceea ce se întâmplă la noi și în alte țări, pentru că am înțeles că sunt diferențe mari între ce se întâmplă aici și ce ar putea să se întâmple. Dar deocamdată doar am lansat ideea, îl avem la telefon pe pescarul Oprea din Ploiești. Bună seara! Bună seara! Vă ascultăm cu drag! Vă rog frumos să dezvoltați un subiect care mă interesează foarte mult. Recuperare neuromotorie după accident vascular cerebral cu hemiplegie stânga și unde există bază de tratament specializată în neurologie, recuperarea neuromotorie. Ok, cine poate răspunde? Da, există și la Herculane și la Techergheol și la Mangalia, la Saturn, Neptun, sunt băi, ce am spus mai devreme, la băile Felix, da? N-am știut că ai așa ceva. Ideea este că puteți să mergeți la oricare balnear din România cu aceste bilete de CNPAS, cred că și medicul de familie poate să recomand, nu știu. Și aveți tratament complet, aveți specialiști acolo și vă dă tratamentul complet și vă puteți recupera în mai multe ședințe, adică 18 ședințe cum da, se face o consultație inițială, da. În urma consultației se hotărăsc procedurile care se potrivesc pacientului respectiv și după aceea le puteți realiza acolo cu succes, sperăm. Bun, o să luăm și mesajele pe care le avem deja. Procedurile, Radu. Termenul mai corect ar fi de protocoale. Protocoale. Avem protocoale după care acționăm pentru medicina de urgență. Ele sunt foarte bine puse la punct, începând de la partea de resuscitare. Există un Consiliu European al Resuscitării care stabilește protocoalele. Acestea sunt norme de bune practici. Se modifică periodic, ele spun cum este mai bine și cum este mai eficient să se facă resuscitarea. Dincolo de protocoalele de resuscitare există ghiduri și protocoale pentru tot ce înseamnă medicina de urgență, pe de o parte, pentru partea de suport vital de bază, suport vital avansat, suport vital în traumă și nu numai, și pentru medicina de dezastru și de calamități. Tot există ghiduri și protocoale de cum se face triajul, cum trebuie intervenit. Din punctul acesta de vedere, și medicina românească s-a aliniat la standardele europene și mergem exact după aceleași protocoale. În fiecare țară există un Consiliu Național de Resuscitare, la noi există Consiliul Național Român de Resuscitare, care se ocupă de implementarea acestor protocoale, de propagarea lor în rândul profesioniștilor și verifică aplicarea lor. Ok, 0748887766, vin mesajele. Bună seara, sunt Ghiuri din Biborțeni. Am o întrebare, de ce nu are voie femeia gravidă să ia niciun medicament în timpul sarcinii și de ce trage la somn? Mulțumesc. Poate e un pic tendențioasă întrebarea, nu discutăm despre faptul că nu are voie să ia niciun medicament pe toată perioada sarcinii, ci sunt perioade în care anumite medicamente pot să fie nocive pentru produsul de concepție, pentru viitorul copil, pot duce la apariția unor malformații și tocmai asta nedorindu-se, sunt de evitat în anumite perioade anumite medicamente. Și oricum nu le poți lua în timp ce dormi. Dar acupunctura se folosește în cazul femeilor însărcinate, chiar ajută travaliul.
Am obținut rezultate foarte bune în diminuarea durerilor lombare care apar mai ales în cea de-a doua parte a sarcinii, chiar și în senzația aceea de disconfort din primul trimestru al sarcinii, deci există tratamente. Ciprian, întrebarea asta cred că este mai apropiată de tine. Mă rog, e o problemă semnalată. De când, de ce nu ridicați problema ghiozdanelor? Ar cheltui statul mai puțin bani pentru tratamente, Marga din Iași? Bănesc că e vorba de greutatea ghiozdanelor pentru copiii de școală primară. Da. Din fericire, da, nu vreau să pun paie pe foc, dar așa este. Copilul meu are un ghiozdan care cântărește undeva la 7,5 kg. De ce îl dai? Nu îl dau, îl duc eu. Da, este o problemă, cu adevărat. Ajungem la o, la o fază destul de, de grea. Nu mai depinde de noi, cei care prevenim, cei care recuperăm, ci asta e sistemul educațional și trebuie să care 4-5 cărți, caiete și altele. Dar există, am observat un fel de troller, nu? Sau cum îi spune? Un fel de ghiozdănel pe roți și îl trag pe acela dacă vrem să găsim soluții pentru a preveni, să nu îl mai pun în cârcă. Asta e. Altă soluție nu avem, pentru că învățământul de acolo. Ba da, o soluție ar putea fi o simplă tabletă pe care un manual PDF nu cântărește nimic. Poți pune 500 de mii de manuale într-o singură tabletă și ai nevoie de două cole A4 sau un caietel. Și poți să te duci la școală frumos cu o tabletă, un caiet și un creion, să zicem. Da, din nefericire chiar devine un obicei acela de a folosi aceste ghiozdane care sunt foarte grele și oamenii deja s-au învățat, ok, da, copilul când o să ajung în clasa 8-a, mă duc, fac ceva, recuperare și tot o să fie bine după. Nu ne realizăm că sunt niște modificări, unele dintre ele chiar irreversibile. Ce facem ca să prevenim acest lucru într-o lume ideală? Radu. E greu de spus. Le micșorăm ca precum Alice în Țara Minunilor. Ok, poate nu pentru toți varianta cu tableta este foarte facilă. Să nu uităm că trăim într-o lume în care părinții trebuie să se ocupe de achiziția materialelor și nu toți din țară își pot permite așa ceva. Poate o soluție pe care unii ar blama-o amintind de vremuri nu de foarte mult timp apuse să se ocupe statul de manuale chiar și în forma electronică ar fi o soluție. Dincolo de asta, cred că ține foarte mult de educația medicală care ar trebui să o aibă părinții, care ar trebui să o capete părinții în momentul în care au copii ca să știe cum să îndrume, care ar fi o poziție corectă, cum se poartă un ghiozdan, se poartă mai curând ghiozdane care să se sprijine pe ambii umeri, genul de rucsac, nu geantă care atârnă pe o parte și destabilizează coloana vertebrală. Aici aș contrazice chiar și acest ghiozdan, pentru că acel ghiozdan, dacă nu este bine fixat, ajunge să stea un pic, semnul întrebării, ca să înțeleagă ascultătorii, o să stea un pic cu umeri în față ca să poată să-l care. Deci nu este recomandat acest ghiozdan sau rucsac cărat în spate. Soluția o găsise un ministru, parcă 5 manuale într-unul, ceva de genul, 5 materii într-unul, dacă nu mă înșel, ceva de curând auzisem, dar nu era, nu știu dacă era atât de bun, nu mai știu discuția mai departe, dar e o soluție să găsim o variantă, ori pe fișe, să se dea fișe, foarte simplu, să se lucreze pe fișe, există mail-uri, există până la tablete, pentru că eu cred că e un pic așa mai de poveste cu tabletele la nivel, la nivelul României, zic. Iar prevenția este tot a părintelui. Adică ne ducem copiii să facă sport, ca să le întărim musculatura, să poată să ducă ghiozdanul, că de fapt asta facem, dar ceva nu putem să facem. E foarte bine dacă fac mișcare. Da. Atenție. Da, dar nu să fie, să ajungă să fie o necesitate ca să poți să cari bolovanul acela după tine, pentru că sunt zile în care este greu chiar și pentru mine. Păi tocmai asta spuneam, dacă cineva din Ministerul Educației ar colabora cu Ministerul
sănătății, eu cred că ar găsi soluția necesară să spună de mâine lucrați prin fișe. Și așa manualele nu ajung la toți. Clar. De vreo, sunt convinsă că și dascălii s-au lovit de această situație și noi avem chiar șansa să avem o doamnă învățătoare deosebită care se străduiește să găsească soluții mai puțin, cu mai puțină greutate. Dar 0748 7766 numărul la care puteți trimite mesaje text, ne puteți suna în direct la 021-312-1054, 021-312-3558, abordăm tot felul de probleme de sănătate. Ați atins cumva un subiect care mă interesa foarte mult, plecând de la ideea principală, cum facem să nu avem nevoie de voi, noi ca oameni pe planeta asta, să nu ajungem niciodată la medic, în cazul acela fericit. O educație a sănătății încă din școala primară, poate? O idee de implementat acolo cum să duci o viață sănătoasă și cum să te comporți tu cu tine, corpul tău fizic, astfel încât să nu ai nevoie de medic? Se poate începe cu niște cursuri de prim ajutor. Ce să faci în momentul în care apar diverse incidente medicale? Și de aici se poate pleca mai departe cum să previi apariția incidentelor medicale și cei mici deja să învețe. Probabil că un curs de genul ăsta implementat încă din clasele primare cu diverse nivele de pregătire pentru fiecare clasă în parte ar duce și la o mult mai bună reactivitate și responsabilizare socială a individului pe măsură ce evoluează. Probabil că s-ar ajunge la un moment dat la persoane care să nu întoarcă capul atunci când văd un incident medical pe stradă, ci mai curând să întindă o mână. Cătălina? Eu am fost invitată la săptămână altfel și am făcut degustări și am descoperit că pot să fie gustări sănătoase, că nu neapărat sănătos înseamnă că gustul este oribil, așa încât putem să îmbinăm, cum se zice, utilul cu plăcutul și copiii să poată să aibă acces, de ce nu și noi adulții, la alimente sau la, eu știu, diverse combinații care să chiar să fie gustoase. Și nu ne putem educa în acest sens copiii dacă nu facem acest lucru și cu noi. Dacă nu începem măcar cu un singur lucru, un fruct pe zi. Dacă nu ne dăm seama că există alimente care ne oferă un gen de energie și alimente care ne oferă un alt gen de energie, că atunci când ne simțim grei sau, cum se zice așa, înfundați, ne gândim că ne-ar ajuta o salată, așa cum atunci când ne simțim devitalizați, ne gândim, apropo de produsele apicole, la o combinație de miere cu polen, de ce nu și păstură, așa încât soluții există. Trebuie doar să pornim să facem primul pas. Ele vor duce din unul în altul. Și cu siguranță că mulți vor veni să spună, stai că acum și legumele sunt stropite cu nu știu ce, fructele sunt de plastic, nu mai au niciun gust. De adevărat, dar trebuie să adaptezi. Până la urmă, dacă e să găsești scuze, vei găsi scuze pentru orice și nu vei mânca nici măcar acel măr pe care îl poți mânca în fiecare zi. Ciprian, te rog. Aici ar fi mult de discutat, dar am să mă leg de un subiect destul de interesant. Sunt ceva de genul organizații non-profit. Pot să spun cercetași, chestii? Da, spune. Cercetași, Crucea Roșie, tot felul de organizații care de-a lungul timpului organizează ieșiri în pădure și îi învață prim ajutor. Vă spun sincer, m-a ajutat un copil de 6 ani. De 6 ani știa? Zic, de unde știi toate astea? Păi am fost la un concurs organizat la noi la școală de Crucea Roșie. Și tu toate le-ai învățat acolo? Da, da, da. Deci vă dați seama că totuși se poate învăța acest lucru. Dar există partea cealaltă, posturală. Adică postura copilului acasă. Problema cea mai dură, cum îi educăm pe părinți să spună, să nu-i mai dea timp de 3 ore ca să stea liniștit copilul, telefonul sau tableta, și stă sub semnul întrebării, în poziția asta de semnul întrebării, cu el în față
Și apoi spune, mă doare spatele, mami, mă doare capul, nu știu ce mai mă doare. Deci aici e problema cea mai mare, tot la părinte, tot la adult. Eu zic că aici, doamna doctor, ar trebui lucrat mai mult în echipă și ajutați părinții să înțeleagă, să fie conștienți de acest lucru, pentru că poziția în timpul cititului de pe tabletă sau telefon sau joaca, mai bine zis, duce la boli urte. O avem la telefon pe Anca Dumitru din București. Bună seara! Bună seara! Să rămână, doamnă doctor! Bună seara! Bună seara! Spondilită anchilopoetică, debutată în 1975, am 64 de ani, născut în 1953, am lucrat circa 19 ani, mi-a afectat locomotor, apoi vederea. Întâi ochiul stâng în 86, până în ochiul drept. Acum văd cu un ochi operat și cu celălalt loc. Mă deplasez foarte, foarte greu. Ce mai pot să mai fac? Am luat tot felul de tratamente. Medicii au fost foarte, foarte, foarte buni cu mine. Toată lumea și farmacie, toți, la, cred că la bolile autoimune și afecțiuni reversibile, toată lumea m-a ajutat. Bolile autoimune înseamnă că organismul își face rău și că nu mai realizează prin diferite mecanisme că trebuie să se protejeze, ba din contră. Trebuie să știți că atât acupunctura cât și partea de kinetoterapie amândouă fac acest lucru. Deci scad din procesul inflamator, scad din durere și mai diminuează contracturile. Chiar dacă se poate și există această soluție, puteți să beneficiați prin biletele de trimitere, cum am spus și mai devreme, odată la 3-4 luni, astfel încât să aveți să crească starea de confort, să puteți să vă odihniți. Doamna doctor, vă informez cu respect că datorită la tratament cum delungat, aproape au continuu toată viața. Mă deregla glanda, o secundă, o glanda tiroidă și mi s-a mărit marcării de cu 300%. Cred că de la medicamente, de alcool, nici de 15 ani deloc. Și aproape nesperat, știți cu asta. Și fel de, tot felul de medicii și-au dat toate tirințe, toți. Și inclusiv medicul de familie este de o competență profesională ieșită din comun și de umanitate. Adică și la spitalul de uite, mergeam la Piața Cosmul, la Ociu, era lume, eu nu pot să circ dimineața, dar foarte greu și nu în fiecare zi. Și când ajungeam acolo, pe la, adică transportul comun am voie să conduc. Și când ajungeam acolo, mă vedea o anumit domnișoară doctor și mă chema de mulțimea aia, că era plin de lume mereu acolo. Și în partea cealaltă. Și mă lua înainte la toți. Nu există. Și pus că marcării, spitalul militar, să fie boli infecțioase mea, spune că nu am hepatiroză, spitalul Corentina spune că am, că a ieșit 3, nu știu cât. Și eu, până la 1 e normal. Marcării. Mai asta stăție, doctor, să știe mult mai bine decât mine. Ca să vă putem ajuta cu genul de terapie pe care o practicăm noi, ar trebui să vă vedem analizele, să știm așa da. Tot istoricul și atunci putem să vorbim exact pe baza dosarului dumneavoastră. Doamna doctor, nu de trimitere să încerc să zic la dumneavoastră, am făcut ceva la parc oricumă, dar unde n-am fost internat de 5-6 ori, 7 ori, 8 ori anual, fiindcă mi-a delegat glanda tiroidă, de mult. Haideți să procedăm așa, avem numărul da. Dumneavoastră de telefon da. Și doamna doctor o să-l ia și eventual mâine, poimâine, în măsura timpului liber, va suna. Ciprian, voi să adaugi ceva? Exact asta vreau să spun pe final, cel mai bine e să vedem, eu aș fi vrut să văd un RMN, dacă spuneți că aveți spondilită, să văd, ați făcut RMN? De la pozitiv și RMN-ul ăla, coloana aia, cu iliace, rese clar. Da, că văd că spune și ceva de iliace, ceva mai jos. Centrală peștere, pe urmă, nu știu mai cum, manifestări periferice cu... Da, trebuie văzute, așa nu putem să vă dăm sfat. Eu vă mulțumesc din inimă că m-ați ascultat, mulțumesc Radio România, vă mulțumesc că... Și noi vă mulțumim că ne ascultați, sănătate multă.
Ok, telefoanele sunt aceleași, 0748 88 77 66 pentru mesaje, 021 312 1054 sau 021 312 3558 dacă doriți să intrați în direct alături de noi. Cătălina Crețu, medic de familie, competența acupunctură și fitoterapie, Radu Berca, medic, formator, salvator, și Ciprian Broască, el este kinetoterapeut și masor sportiv. Cum e, Radu, când întâlnești un caz de genul ăsta? Foarte puține lucruri se pot face într-un caz de genul ăsta în prespital. Deja este un caz foarte complex și singur loc unde s-ar putea trata așa ceva este spitalul. Medicina de prespital își propune să mențină funcțiile vitale și în măsura în care se poate să îmbunătățească calitatea vieții. Niciodată nu pune un diagnostic complet, niciodată nu face tratamentul complet al bolii. Este etapa de spital care face așa ceva. Și de multe ori nici măcar spitalul nu face tratamentul complet al bolii. Și spitalul lasă pacientul clinic ameliorat și cu o schemă de tratament pe care trebuie să o urmeze. Bun, până va ajunge următorul ascultător alături de noi, hai să relaxăm un pic. Următoarea întrebare ar fi cam așa. Urmărim cu toții tot felul de seriale, de la Anatomia lui Grey până la mai știu eu ce altele, nu le știu pe din afară pentru că nu sunt fan. Cât de mult seamănă viața voastră de zi cu zi, mă refer la cea profesională, cu ce se întâmplă acolo pe micul ecran în serialele astea? Are vreo legătură? Eu nu mai zic că am zis destul. De ce? Tot? Apropo de ce s-a zis mai devreme, da, dacă nu ești suficient de curajos să folosești cunoștințele pe care le ai, dacă nu te informezi suficient în ce privește genul nostru de medicină și să vezi că sunt situații în care se spune nu, aveți endometrioză, nicio șansă să rămâneți însărcinată și totuși miracolul se produce, nu e un miracol. Ceea ce putem face prin acupunctură, prin plante și prin detensionare, prin posturi corporale corecte, să știți că ele determină o circulație a energiei în corpul nostru care ne modifică starea fizică, tranzitul intestinal, modul de a gândi. Se poate mult, încercăm mult și sunt situații în care reușim să facem, situații în care nu reușim să facem. Din nefericire, mărturisesc că trebuie să și improvizăm, dar dacă există, ai o bază de, reală de informare, ca terapeut mă refer, ca medic mă refer, și pacientul capătă încredere văzând în timp că a obținut niște rezultate, atunci chiar se poate ajunge la niște situații care să depășească situațiile comune sau, să zicem, rezultatele comune la care te poți aștepta. Și situații în care nu se poate, dar și situații că primesc întrebarea, acupunctura s-ar potrivi unui, să zicem, pacient canceros, pentru că, din nefericire, frecvența pacienților cu această afecțiune a crescut foarte mult. Și spuneam, da, singurul lucru pe care aș putea să-l fac este să-i cresc starea de ce? De bună dispoziție, să-i mai descarc niște endorfine. Se poate mai mult. Doamne ferește, există, am bun simț, simțul măsurii și nu spun, da, o să se producă, veniți în 3 ședințe de acupunctură, o să dispară tumora ca atare. Dar există foarte multe mecanisme care au un efect astringent asupra fenomenului respective de multiplicare celulară. Există foarte multe lucruri care se pot face și e adevărat că acestea se detaliază de la caz la caz și rezultatele. Trebuie să știți că factorul sau că participarea pacientului este extrem de importantă, pentru că în general există această pasivitate. Să vină salvarea să mă aștept să mă scoată din această stare de criză în care am ajuns. După care mi se oferă, să zicem, o perioadă de grație, fac aceleași prostii și ajung din nou în aceeași necesitate. Dacă poate chiar am conștientizat că suntem un factor activ în ce privește starea noastră de sănătate, am fi ceva mai responsabil și am urma cu adevărat indicațiile pe care le primim. Radu? Serialele sunt foarte bune pentru că arată un pic ceva din ceea ce înseamnă lumea medicală, din ceea ce înseamnă lupta pentru viața fiecărui individ. Majoritatea serialelor sunt însă
aș putea spune, încadrate în seria științifico-fantastică. Sunt departe de realitatea crudă a sistemului sanitar. De la noi sau din alte țări, sistemele sunt similare. Și am să fac o paranteză amintind ce îmi povestea un prieten plecat acum multă vreme în Anglia, în care pacientul care vine la spital și nu este urgență critică, viața nu este pusă în pericol imediat, așteaptă cel puțin 6 ore până când cineva îl bagă în seamă. Revin la ceea ce spuneam înainte, arată ceva din lupta noastră pentru binele și pentru viața pacientului, însă sunt totuși ficțiune. Multe din lucrurile prezentate acolo se apropie doar de ceea ce înseamnă practica medicală. Ok. Ciprian, vrei să adaugi ceva? Singura chestie pe care eu o întâlnesc în România, că vorbim de România până la urmă, o întâlnesc și nu s-a vorbit deloc, partea asta de partea sportivă. Toată lumea vrea să, copilul vrea să facă sport. Tati zice, du-te la sport, să faci sport. Ok, unde îl trimitem? Aici e mare întrebare. I se potrivește acel sport? Pentru vârsta lui? Îl îndrumă cineva? Sunt niște întrebări la care părintele nici nu știe să răspundă. Zicea, se uită probabil la preț. Și zicea, îl duc la gimnastică, că e mai ieftin, sau îl duc la... Dar nu se gândește cât rău poate să-i facă sau cât bine poate să-i facă. Și de unde aflăm ce îi se potrivește copilului? Exact la un terapeut. Kinetoterapeut sau orice alt tip de terapeut. De ce? Pentru că îl poate îndruma și să-i spună, de exemplu, du-te, uite, fă o viz de la medicul de familie și să-mi spună situația ta, să-mi spună despre tine, că știe istoricul, poate ai avut o problemă sau nu, și ajungi la mine, după care eu îți spun exact ce sport ai putea să faci, sau chiar la profesorul de educație fizică și sport de la școală, din curtea școlii. Mai există? Asta e o altă discuție. Există. Dar noi ca adulți unde ne ducem? Pentru că nu facem suficientă mișcare, alergăm, cărăm, așa cum fac și copiii noștri. Doamnele care sunt în această perioadă de premenopauză și menopauză iau suplimente cu calciu, vitamina D, nefăcând mișcare, nesolicitându-și în mod eficient, armonios articulațiile și musculatura, dezvoltă sau mențin această scădere a densității osoase, calciu se depune pe lângă articulație. Și atunci spun, pe tata, eu mă mișc, fac curat, calc, gătesc, alerg prin casă, ce se întâmplă? Copilul în brațe. Așa, da. Încât chiar este o problemă. Nici noi ca adulți nu avem niște spații special amenajate ca să putem să facem și puține persoane cu care să ne putem sfătui legat de tipul de mișcare pe care trebuie să o facem. Aș interveni aici un pic, ținem această idee în suspensie. La telefon este Coca Nicolae din Mureș. Bună seara! Alo? Bună seara! Nu, s-a pierdut legătura, nu-i nimic, o vom reface, dar după grupajul informativ sunt mai multe telefoane care așteaptă, pentru că în aproximativ 5 minute avem știri aici la Radio România Actualități. De unde aflăm ce mișcare trebuie să facem? Noi, adulții. Eu zic că cel mai bine să căutăm antrenorii, atenție ce spun, nu instructori, antrenorii personali sau preparatorii fizici. Acestea care cunosc în detaliu și sunt foarte bine pregătiți în domeniu și poate să le spună, domne, poți să faci mișcarea asta sau poți să faci în stilul ăsta. Marea majoritate se duc la sală și își găsesc și se apucă ei să facă acolo. Păi eu împing deja cu 20 de chile, mâine cu 30 și peste 3 zile se întâmplă de mă doare spatele. Păi de ce? Pentru că nu l-a îndrumat nimeni la poziția corectă a mișcării. În momentul când
vreau să fac o genuflexiune. Și faptul cum te ridici de pe scaun este o problemă. N-am cum să arăt aici pentru ascultători, dar trebuie în așa fel încât să nu te... mi-a dat exemplu la început de emisiune și folosesc chestia asta, semnul întrebării. Nu te ridici de pe scaun ca un semn întrebării. Ridică-te drept, frumos, pe rând. Împinge în picioare. Ideea de a te mișca nu este atât de simplă precum pare. Bun, dar aici am eu o întrebare. E și vorba aceea. Mergi măcar jumătate de oră pe jos pe zi și vei avea o viață sănătoasă, dar totuși poștașii se îmbolnăvesc și ei, săracii, și merg pe jos, cred, sute de kilometri. Ca și sportivii de performanță, din nefericire, utilizând prea mult sau trebuind prea mult de corpul lor, ajung în starea de epuizare. Nici cum. Da, plimbarea ajută... exercițiile de respirație în aer liber, dar pe vremea aceasta sau mai rece este ceva mai greu să te plimbi o jumătate de oră. Peste 3 minute avem un grupaj informativ la Radio România Actualități. Serviciul de noapte continuă imediat după aceea. Serviciul de noapte la Radio România Actualități. În această noapte, alături de Cătălina Crețu, medic de familie, acupunctură și fitoterapie, fiind zonele de acțiune, Radu Berca, medic formator, salvator, și Ciprian Broască, kinetoterapeut. Bun, telefoanele să le amintesc încă o dată, 0748887766, dacă vreți să trimiteți SMS-uri, dacă doriți să intrați în direct alături de noi, 021-312-1054, 021-312-3558. Discutăm tot felul de aspecte legate de sănătate, de viața noastră de zi cu zi, de educație până la urmă. De multe ori omul vine la medic, nu știu, ca la Dumnezeu. E medicul vreun fel de Dumnezeu? Radu. Hai să spunem că nu este un fel de Dumnezeu, dar așa cum îmi spunea un pacient la un moment dat, poate suntem consilieri de rangul întâi. Pentru că prin ceea ce facem putem să punem într-o parte o vorbă bună, să dăm o mână de ajutor, putem să sfătuim în partea ailaltă cum să nu se îndepărteze prea mult de acel Dumnezeu care este sănătatea fiecăruia dintre noi. Cătălina. Eu cred în minuni, îmi plac poveștile, dar Micul sunt prins, frumos, tare, foarte, dar sunt realistă la treabă. Adică ne propunem să atingem pas cu pas o stare cât mai apropiată de cea de sănătate sau de cea de echilibru. Dacă realizezi că trebuie să schimbi ceva ca să poți să ajungi lucru, la lucru respectiv, la starea respectivă, este minunat. Și atunci nu se poate să nu iasă ceva bun din doi oameni bine intenționați și care trag împreună în aceeași direcție. Ciprian? Pacientul, în general, vine cu ideea de a se recupera. Dar de foarte multe ori întreabă, dar mișcarea asta chiar e necesară? Chiar nu prea pot să o fac. Și vine cu o serie de întrebări la anumite exerciții. Și el fiind, să zicem, mai pasiv, așa, nu face atâta mișcare cât ar trebui, și te trezești cu el că nu vrea, chiar refuză. La un moment dat zice, nu mai vreau, e prea greu, pleacă acasă. Aici e marea problemă, pentru că ei vin cu o tentă din asta de, da, vreau să mă fac bine, dar când dau un pic de greu, dau înapoi. Probabil mi s-a întâmplat doar mie, nu știu, doamna doctor. M-am lovit și eu de această situație în care au existat niște așteptări, au existat niște rezultate, s-au existat genul ăsta de atitudine. Ok, bun, trebuie să reducem din alimentele cu gust dulce și să le introducem și pe cele cu gust amar. Păi nu vreau. Ok, bun. Atunci trebuie să înlocuim gustul acru cu gustul picant. Păi asta nu vreau. Păi atunci hai să încercăm. Și atunci am explicat, dacă nu veți schimba nimic, nici nu putea avea niciun rezultat. Adică eu vă pot ajuta. Eu știu
cu acele, cu plantele, dar trebuie să înțelegeți că ați ajuns fix în punctul acesta datorită unor greșeli. Și că dacă nu schimbăm ceva, nu putem să ieșim din punctul respectiv. În general, comunic bine cu pacienții pentru că nici eu nu am o exprimare prețioasă sau pretențioasă. Chiar este cu atât mai bine cu cât ei nu, oamenii nu încearcă să folosească niște termeni medicali pe care nu îi stăpânesc. Okay. Și atunci, dacă înțeleg și dacă văd un anumit rezultat, este mai simplu să pot să plusez. Cred că, dar până ce urmă, facem cu acel copil care îl aduce tatăl? Ce facem că îl aduce forțat și zice... Măi, are scolioză, trebuie să facă. Și el ce? Nu, nu fac. Ce o să facem cu ei? E, până la urmă, cred că trebuie să vorbim cu ei. E, eu aici fază, să înțeleagă ceea ce se petrece acolo. Uneori când înțep, doare. Și mi se spune, păi, da, dar nu-mi place că mă doare. Și am spus, ok, scopul nu este durerea. Scopul este starea de sănătate care apare după. Și atunci chiar poți să-ți aduci momentul respectiv de durere peste care să treci, pentru că doare 30 de secunde, dar starea de bine care apare durează mult mai mult. Vorbesc de povești mai devreme și eu am un nume, probabil l-ați reținut, Broască, numele de familie, așa este, n-am ce să-i fac, mai o răcăi din când în când. Ideea este că încerc și le spun, îi introduc în acea poveste, în acel film. Asta e secretul meu, al meseriei mele. Îi introduc în poveste și încerc să îi fac să fie un personaj. Și acel personaj să devină un prinț frumos sau o prințesă frumoasă care stă dreaptă, zâmbește și povestea se termină cu bine. Din păcate, lucrurile trebuie luate din timp. De foarte multe ori ne confruntăm cu situațiile în care ne cheamă mult prea târziu. Și pentru cei din serviciul de urgență prespitalicească, din serviciile de ambulanță, incidentul cu nu ești viu din casă dacă mama nu este vie nu este doar o întâmplare unică. Acolo te așteaptă să fii Dumnezeu și să repari ceva ce nu se mai poate repara. Trăim într-un spațiu în care poate unul dintre cuvintele de bază este las că trece. Și nu ți se adresează atunci când apare un incident medical, nu ți se adresează atunci când se agravează un incident medical, ți se adresează atunci când e mult prea târziu și când mare lucru nu mai poți să mai faci. La telefon este domnul Coca Nicolae din Mureș. Bună seara! Da? Vă ascultăm! Bună seara! Bună seara! Bună seara! Bună seara! Bună seara. Vă ascultăm! Am suferit un traumatism prin cădere de la același nivel cu fractură transversă rotulă dreaptă. Mm-hmm. Am fost dus la spitalul din Reghin, mi s-a pus piciorul în gips, am aflat că femeia de serviciu a făcut această operațiune, mi s-a propus să fiu adus acasă și să vin cu trimitere de la doctorul de familie. Am cerut să merg la Mureș, la spital, am fost dus acolo. Când am fost pe targă, am fost consultat. Mi s-a făcut o electrocardiogramă. Un glas feminin a spus, nu știu ce să scriu. Un glas bărbătesc a spus, scrie și tu ceva acolo. După 5 zile de spitalizare am fost operat la genunchi, mi s-au făcut un set de analize, pe scrisoarea medicală apar două seturi de analize, unul din ele fiind în data de 5 noiembrie, ori eu pe 5 noiembrie eram acasă și nu se putea să-mi ia nimeni nicio analiză, nu? Aveți și o întrebare sau doar ne relatați povestea? La ora actuală sunt acasă imobilizat la pat. Și-aș vrea să întreb pe domnul doctor kinetoterapeut, ce pot să fac cu piciorul? Ce pot să fac cu inima?
întrucât mi s-a pus un diagnostic de cardiopatie ischemică cronică, nespecificată. Mm-hmm. În primul rând, nu sunt doctor, țin să relatez chestia asta, sunt doar un kinetoterapeut. Prima dată și prima dată ar trebui să văd acel remene, dacă există, sau o radiografie, sau cel puțin să vorbiți cu, sau să discut cu medicul care v-a operat. Ce aș putea eu să vă recomand din decubit dorsal, cum stați în pat, adică pe spate, presupun că asta e poziția, alta nu aveți, nu? Alo, mai sunteți? Dacă nu, deci pe spate, cum stați dumneavoastră, să faceți mișcări foarte, foarte ușoare, cu piciorul drept, ați spus, da? Sau? Da, da, da. De îndoiri către piept. Atâta tot. De îndoiri către piept. Adică să trageți genunchiul către piept, dar foarte ușor, ca să nu dați în altele, pentru că nu am, încă o dată vă repet, dacă nu am văzut un remene sau ceva de genul ăsta, și presupun că aveți, vorba populară, vreo scurtă la zona inghinală, cumva aveți, nu? Da, morțele aveți? Nu. N-am. Să vă spun că am și mers prin casă pe aici. Ok. Și... îmi puteți spune înălțimea și greutatea? Greutatea 54 la 1,65 m. Ok. Bun. Puteți să faceți cu sprijin la, vă rog frumos, dar iar nu știu, nu prea vine să recomand chestia asta. E foarte dificil. Ideea următoarea, cu siguranță aveți un medic de familie. Cu siguranță medicul de familie vă poate trimite către un medic specialist. Puteți să beneficiați de aceste servicii de îngrijire la domiciliu, astfel încât să vină o persoană specializată, inclusiv un kinetoterapeut cu care să lucrați. Este mult mai bine așa, vă dați seama că și colegul nostru v-ar putea ajuta văzându-vă, văzând exact dosarul și fix cum am spus mai devreme, este foarte bine și vă putem ajuta atunci când cunoaștem exact detaliile afecțiunii dumneavoastră. La telefon este doamna Cornelia Maniu din Sibiu. Bună seara, nu este. Vom suna probabil în scurt timp. Radu, care e boala la mod acum? Boala cea mai frecventă care o întâlnim în prespital, mai ales în perioada aceasta și în perioada care se apropie imediat, este, hai să spunem, boala singurătății bătrânului. Sunt foarte mulți vârstnici care nu mai au cu cine relaționa, anturajul a diminuat din ce în ce mai mult, copiii sau nepoții sunt plecați departe și ăsta este startul multor afecțiuni care se pot agrava. Bun, avem legătura cu doamna Maniu din Sibiu. Bună seara! Bună seara! Am un diagnostic la o persoană de 82 de ani, bărbat, stenoză severă de canal spinal la nivelul L5-S1. Puteți să-mi spuneți, afară de operație, există un tratament și operația ce risc implică? Mulțumesc! Mulțumim mult, doamnă! Și stenozele sunt pe, să zicem așa, sunt de diverse stadii. Deja dacă este stenoză, foarte probabil că ați primit această indicație de intervenție chirurgicală. Oricum ar fi, și după intervenția chirurgicală, se va necesita recuperarea. Ținând cont că și vârsta este destul de înaintată, există și riscuri în ce privește intervenția chirurgicală ca în sine. Dar riscuri există în viața de zi cu zi. De când ne naștem există riscuri. Totdeauna însă trebuie făcut o balanță între risc și beneficiu și de abia atunci se poate lua o decizie terapeutică. În momentul în care beneficiile sunt mai mari decât riscul care apare. De obicei ascultăm sfatul medicilor și mergem și ne operăm. Dar în asemenea fază, acum cred pe cuvânt că asta ar trebui făcut. Ce spunea și doamna doctor mai devreme, da, ne operăm, apoi mergem la recuperare. Acum nu putem să facem decât să pregătim trupul
pentru operație, adică trebuie văzut neapărat să nu există vreo inflamație sau să nu fie vreo durere prea mare și nu se poate interveni așa de urgent, dar tot prin mișcare se pregătește trupul pentru operație. Cât de grav este, Cătălina, în viața de zi cu zi, stresul, oboseala, frustrarea că faci 7000 de lucruri în același timp și nu ți-e să zic ceva, vorbesc peste tine hotărâtă, da, din nefericire. Aveam un caz de pacient anxios pe lună, acum vreo 15-17 ani. Acum este o excepție dacă vine cineva care să nu aibă o componentă anxioasă. Pentru că trebuie să facem multe lucruri. Pentru că există o epuizare a corpului fizic, pentru că există o epuizare a sistemului nervos, pentru că nu dăm corpului suficiente remedii, pentru că nu avem grijă dacă tot descărcăm atât să ne și încărcăm la un nivel cât de cât echilibrat sau corespunzător, așa încât această componentă anxioasă, depresiile, insomnia, apar inclusiv în cazul copiilor de ciclu primar. Deci nu mă refer numai în situațiile în care ajungem și sunt pacienți în vârstă și care nu se mai pot deplasa și care suferă de singurătate. Este incredibil cât de mult contează sau cât de mare este efectul acestei presiuni zilnice constante asupra fiecăruia dintre noi. Bun, și ce facem? Păi, mișcare, da, facem și mișcare. Apă, oxigenare. Dar eu recomand ca mișcarea să nu fie făcută așa ca o performanță. Să ne facă plăcere să ne plimbăm, de, mică, apropo de ce am zis mai devreme. O mică gimnastică, zic eu. Să folosim aromoterapia. Există aceste plante care favorizează un somn odihnitor, uleiul de lavandă, uleiul de busuioc. De ce nu un amestec de plante pe care hotărăsc cu fiecare pacient în parte? Facem duș și am uitat de baie. Intră spălat, sigur că da, fac duș și de 2-3 ori pe zi, dar baie, păi cine mai are timp de baie în ziua de azi? E, baia aceea în care se mai pune un pic de spumă, în care mai folosim niște uleiuri, starea aceea de căldură, de moleșeală, de a ieși din ritmul acesta alert, ajută enorm. Practic este ca și cum am reseta corpul și spunem, ok, uite, vei avea parte și de un pic de relaxare. Acum poți să tragi și el știe trage, dar dacă își primește premiu și îi dăm acea relaxare, chiar contează foarte mult. Remediile cu gust dulce, siropul de cătine în toată această perioadă. Gândeam că nu spui de tiramisu. De ce nu și tiramisu, mai ales la orele astea un pic de cofeină chiar ne ajută să rezistăm. Poate să fie și tiramisu. Am avut ocazia chiar să fac o degustare de torturi vegane care au niște gusturi extraordinare. N-aș fi putut să cred că sunt așa, dar de ce nu și cocos? Apropo de ulei de cocos, a fost o modă la un moment dat, se dădea cocos peste tot, îl dădeai pe piele, îl dădeai pe călcâie. Chiar este un ulei care echilibrează aproape toate tipurile de constituții și atunci face bine și în ce privește căderea părului și în ce privește digestia și în ce privește textura pielii. Deci, da, și tiramisu. De ce nu și un tiramisu? Două, trei. Radu? Și încă ceva, poate ar trebui o schimbare de mentalitate. O prietenă îmi scria acum ceva vreme pe internet că a descoperit și a înțeles ceva mai bine cât de simplu se poate răspunde la întrebarea ce mai faci. Este o prietenă care trăiește în Israel și evident răspunsul venea în limba locului: Osim Haim, ne bucurăm că trăim. Sau ne bucurăm să trăim. Cu toate că traducerea motamo ar însemna facem viață, dar are și un alt sens. Și îmi spunea că prima dată când a auzit acest răspuns a fost acum multă vreme, când s-a dus într-o dimineață la magazinul de unde cumpăra de obicei mâncare pentru cățelul ei, să cumpere de mâncare, a intrat în magazin, era trecut de ora 9, vânzătorul aranja aproape adormit pe rafturi lent marfa pe care o avea.
din reflexie a spus foarte repede ce are nevoie. Omul s-a întors, a privit-o și a continuat imperturbabil să-și așeze încet marfa pe raft. Și evident am primit întrebarea oarecum iritată, ce facem aici? Omul a băgat mâna într-o cușcă, a scos un ghemotoc mic de blăniță albă, un iepuraș și l-a pus în brațe și a răspuns, Osim Haim, ne bucurăm că trăim. A fost momentul în care prietena mea a înțeles prima dată ceea ce a spus vânzătorul. Nu alergăm după bani, nu căutăm să rezolvăm probleme, doar ne bucurăm că trăim. Ar fi petrecut toată ziua mângâind acel ghemotoc de blăniță și privind vânzătorul care lent, bucurându-se de viață, își continua treaba. De-abia mai târziu, în 2014, în timpul unui atac cu rachete, în momentul în care a auzit alarma și a executat corect pașii cu care fuseseră instruiți, a oprit motorul mașinii și a scos fetița din scaunul de alături, a pus-o pe asfalt, a acoperit-o cu corpul ei, a simțit unda de șoc de la distrugerea rachetei și a auzit-o pe fetița ei spunând, Mamă, ce faci? Mă strivești! Ăla a fost momentul în care a înțeles cu adevărat ce înseamnă Osim Haim, să ne bucurăm că trăim. Poate asta ar trebui să facem de fiecare dată. Așa cum spuneam mai devreme, să nu alergăm după bani, să nu alergăm să rezolvăm probleme, să ne bucurăm că trăim. La telefon este Ivan Groza din Arad. Bună seara! Bună seara! Domnul doctor, sunt un pensionar de 72 de ani și acum am activitate. Sunt în serviciu de pază la o firmă noaptea. Ce vreau să vă întreb? De circa 20 de ani umblu în 3 județe, Arad, Bihor și Timiș, la cel puțin 5-6 medici cardiologi. Toți mi-au făcut fel de fel de teste, analize, filmări, ecodoppler, holtere și din astea. Dar de fiecare dată, fiecare medic îmi schimbă tratamentul. Și sunt niște medicamente, unul, de exemplu, cum e preductalul, ăsta e costisitor, că numai 20% e compensat. Întrebarea ar fi, ce recomandare mi-ați dat dumneavoastră, fiindcă se zice că insuficiență cardiacă cronică, asta tot așa îmi spun. Ce recomandare mi-ați dat dumneavoastră din punct de vedere cardiologic? Mulțumim foarte mult pentru întrebare, doamnă, domnilor. A zis domnul. Okay. Te rugăm. Atunci am să preiau eu mănușa aruncată și o să încep. Cu toate că nu sunt specialist în cardiologie și evident prima indicație ar fi să obțină un răspuns de la specialistul cardiolog. Trebuie luată în considerare că tratamentul hipertensiv, tratamentul cardiac poate să înceapă cu un medicament și poate să ajungă până la 5 medicamente administrate concomitent. Se variază dozele pe măsură ce unul dintre medicamente nu mai este la fel de eficient. Se schimbă medicamentele, se adaugă altele, în așa fel încât, evident, pot exista mai multe soluții terapeutice. N-aș face acum o recomandare pentru că nu cunosc cazul în sine. Mi-ar trebui toate investigațiile, toate analizele care s-au făcut, o evoluție și o reactivitate la fiecare tratament ca să pot să iau o decizie. Dar dincolo și așa cum spuneau și colegii mai devreme, poate cel mai bun ar fi medicul de familie care are tot istoricul medical și care poate să vadă. Medicii de familie au cursuri pe care le fac periodic în care au updatări ale tratamentelor. Au cursuri ținute de medici de diverse specialități, de formatori care le explică cum trebuie condus un tratament dincolo de prescrierea lui de către medicul specialist. Și atunci, cred că tot adresarea către medicul de familie ar fi cea mai bună soluție în cazul acesta. Există foarte multe povești legate de aspecte birocratice în ceea ce privește pe medicii de familie. Apuci să scrii că trebuie către... Tocmai asta am optat pentru acupunctură. Este un dosar stufos, se necesită să se scrie destul de mult. Pe de altă parte, trebuie și să justifici ceea ce faci, așa încât eu sunt fericită față de dosarul care trebuie sau față de munca de birou, să zicem așa, care trebuie făcută de către un medic de familie. Eu am mult mai puțin. Ciprian, beneficiile notului pentru sănătate.
pentru că e zona ta de acoperire? Cred că este sportul cel mai potrivit pentru toată lumea, indiferent de vârstă, și recomand tuturor. Luați-o ca pe o investiție pentru dumneavoastră și dacă aveți ocazia, mergeți la aceste, cei care sunteți mai în etate sau cei care considerați că aveți nevoie de balnear sau cei care primiți recomandările de la medicii de familie, mergeți la balnear peste tot în țară, pentru că acolo sunt procedurile necesare. În bazin cu apă minerală, cu apă sulfuroasă, cu apă de mare, împachetări cu nămol, cu parafină, fizioterapie, kinetoterapie. Deci toate aceste pachete includ și apa. Adică acele mișcări în apă sunt benefice, sunt ca o cireașă după tort. Deci întotdeauna dau rezultatul final și acel om poate să meargă sau poate să miște din nou mâinile sau chiar poate să știu eu să-și miște gâtul. Ideea este că înainte de toate, în notul este ca o prevenție. Îl avem la telefon pe George Tănase din București. Bună seara! Bună seara, stimate doctor! Bună seara, doamna doctor! Bună seara, doamna kinetoterapeut! Bună seara, celălalt domn doctor! Am și eu simplă două întrebări, de fapt. Am o cervaricot la piciorul drept, început la piciorul stâng, dar e tratat, e foarte bine făcut. Întrebarea mea este pentru doamna doctor și pentru invitația noastră: când se face diferența, se renunță la Detralex în favoarea pentoxifenii de tar de 400? Pentru că unii doctori îmi spun că luna decembrie, când se face 0 grade, au două capsule, și alți doctori spun că nu, că trebuie să facă minus 5 grade ca să iau două capsule pe lună. Asta e prima întrebare și vă rog pun și altă întrebare. Vă mulțumesc imediat. Eu lucrez cu plante și cu produse din plante. Deci și am încercat întotdeauna chiar să găsesc un locuitor inclusiv pentru Detralex. Ok, n-ar fi problema asta. Și care ar fi? Trebuie să vă văd. Dacă vă pot spune. Că eu merg perfect, nu am nimic, dar eu trebuie să schimb Detralexul cu pentoxifilinul. Și mama, problema este în luna decembrie când se face 0 grade, iau 2, sau când se face minus 5 grade. Puteți să renunțați de tot la pastile și să faceți chiar și, este o tehnică japoneză, shiatsu se numește, unde se renunță la injecții, pastile și așa mai departe. Chiar și doamna doctor a spus că face acupunctură, deci se poate, există soluții să renunțați la anumite lucruri. Oricum vă mulțumesc. A doua întrebare pe care este, știm că de 3 ani eu fac analize regulat mereu, la analize este ok, chiar dacă am ficat un pic mai gras, dar, în schimb, nu mi s-a descoperit începutul de gastrită care mi s-a descoperit la biorezonanță. N-am înțeles, puteți să mai repetați o dată? Întrebare este următoarea, este că la analize care le fac de 3 ani regulat, nu mi s-a descoperit începutul de gastrită, dar în schimb la biorezonanță mi s-a descoperit acest început de gastrită, pe care mi s-a recomandat niște capsule de pelin, dar nu știu ce efect au la începutul de gastrită. Păi, analizele înseamnă așa, că ați făcut niște analize de sânge, ați făcut o endoscopie, tot. V-a văzut, păi, dar numai analizele de sânge nu vă vor arăta o gastrită. Adică v-a văzut un medic internist, un gastroenterolog, ați făcut măcar o ecografie, nu, ca să nu zic de endoscopie. Nu, doar analizele. Trebuie să știți că aceste analize de tip sau această scanare de tip rezonanță magnetică arată care sunt predispozițiile dumneavoastră. Da. Dacă aveți anumite manifestări, senzație de arsură, durere în capul pieptului, cu siguranță chiar și un medic pe partea aceasta de medicină alopată v-ar fi făcut o anumită indicație terapeutică. Acum, dumneavoastră știți cum vă simțiați înainte și după pelin. Este, da. Poate să fie o opțiune terapeutică. Sunt mai multe variante, sunt mai multe plante care se pot utiliza. Și gălbenelele se folosesc, da, și salcâmul se folosește. Mă opresc.
iau altceva. Da, se practică aceste cure de câte 3 luni. Medicul vă cheamă pentru, sau de preferat așa ar fi să fie medic cel care face această scanare de tip rezonanță magnetică, și evident se va face o discuție și în urma acelei discuții se va ajunge la concluzia dacă veți continua cu același tratament sau dacă veți lua altă combinație de plante. Vă mulțumim pentru apel. Iată un mesaj, o să-i prin SMS. Acum 17 ani eram un tânăr bolnav de 33 de ani. Avem reumatism lumbago în stare gravă, dureri de stomac, insomnii, migrene, etc. Am descoperit medicina naturistă, vindecare prin dietoterapie, consumând hrană crudă, nimic prelucrat, peste 40 de grade. În aproape 3 luni de zile m-am vindecat complet, ghidul meu terapeutic fiind hrana vie, scris de Ernest Günther. Vă mulțumesc, nesemnat mesajul. Este și această opțiune bună. Radu, tu apuci să-i întrebi pe pacienții tăi dacă sunt vegani sau ro-vegani? Glumesc, bineînțeles. Rar ajung să-i întreb, pentru că în situațiile de urgență ceea ce te interesează este menținerea funcțiilor vitale și susținerea lor. Până ajungi la spital. Încerci să faci o anamneză, dar anamneza se referă punctual la ceea ce a generat atunci situația de urgență, ce deranjează cel mai mult atât atunci, care sunt acuzele acute, nu cele cronice. Și atunci cauți să tratezi situația acută, după care indicația este către medicul de familie, către medicul curat din spital pentru o reevaluare și așa mai departe. Eu îi întreb, pentru că vin cupluri tinere, infertilitate, și te întreb de ce. Și în discuția cu doamna întreb lactate, multe lactate de vacă, alimentație bogată în carne care să fie grasă, stres, somn insuficient, lipsă de mișcare, și toate acestea se leagă. Și atunci spun, ok, bun, trebuie să înțelegeți că dacă vrem să producem o anumită deblocare, trebuie să-i dăm corpului ceea ce este necesar. Deci pentru mine, pentru o eficiență sporită în ceea ce fac, am nevoie să pot să schimb și să știu cum se alimentează și pot să schimb modul de alimentare. Să fie în favoarea... Da, pacientului. Și există... pacienți fericiți cu bebeluși și sănătoși, chiar poți să spui, hai domnule, lasă, dă-o încolo, ci te duci la acupunctură și pleci de acolo cu copii. E, uite că se poate. Eu sunt ceva mai rezervată în a spune ceea ce se poate face prin acupunctură și prin tratamentele cu plante, tocmai pentru că nu vreau să pară că este un gen de medicină neserioasă care se practică așa, după cum bat stelele, după cum cade vântul sau soarele pe geamul cabinetului. Lucrurile sunt chiar asta matematic, decurgând din unele în altele. Chiar există o explicație, chiar și pentru aceste tulburări menstruale, ne confruntăm cu, de exemplu, cu amenorei, deci cu lipsa, cu tulburări hormonale la vârste incredibile, 30 de ani sau chiar sub 30 de ani, și printre greșeli se regăsesc și acestea de tip alimentar. Și nu numai. Ciprian? Sincer, eu îi întreb... Și, de fapt, nu îi întreb. Stau de vorbă cu dânsii ca și cum îmi sunt prieteni, pentru a găsi exact buba, cheia. De unde a plecat? De unde a plecat poate acea pareză, poate de unde a plecat acea durere în zona lombară? Și îi spun să-mi povestească, să-mi spună povestea lor. Pentru că dacă nu știu povestea lor, n-am cum să... Îmi dau seama, mai ales faptul că puțin vin cu o radiografie, cu toate că eu îi trimit, du-te și fă-ți o radiografie, o analiză mai aprofundată ca să putem vedea ce e acolo. Și se ajunge, ajung, vin și cu o radiografie, dar cei mai mulți vin doar cu o trimitere de la medicul de familie maxim. Și atunci... Ascult povestea să vezi unde poți și ajunge. Și ne mâncați ca să poată să facă exercițiile fizice, apropo de ce mâncați. Elena din București întreabă dacă pentru dureri de oase este de ajuns să iau aspirină în fiecare seară.
Păi nu, nici n-ar fi indicat să luăm aspirină în fiecare seară, pentru că după ce ne dor oasele, o să ne doară și stomacul. De ce să nu optăm pentru o variantă, eu știu, de un produs din plante care să conțină, printre altele, și siliciu, pentru că se transformă în calciu în corp. De ce să nu faceți un pic de mișcare și să puteți să luați, există chiar gheara alea cu, chiar, cu coarne, da, care se poate găsi sub formă de comprimate și care este chiar eficientă, boswellia, sunt foarte multe combinații deja clasice cu ceva experiență, nu recomand și chiar și medicii de medicină alopată ar spune la fel. Nu, de ce dacă mă dor oasele să iau aspirină în fiecare seară? Și haideți să înțelegem ce face fiecare medicament pe care îl luăm. Aspirina este un antiagregant plachetar. Exact. El ajută ca globulele roșii să nu se fixeze unele de altele. Să nu se îngrămânească. Și menține în felul acesta o fluiditate a sângelui, care vine cu principiile antiinflamatorii la locul inflamației și în felul ăsta poate să înceapă să vindece și să trateze durerea respectivă. Dar fragilizează vasele de la nivelul stomacului și după aceea ne trezim cu alte probleme. Plus că în timp nu este bine nici pentru o scatare. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, dacă cauza este o inflamație, cauza acuzelor este o durere, poate cel mai bine ar fi să luăm un antiinflamator și un antialgic care să acționeze direct asupra simptomelor și asupra cauzei, nu indirect și la o distanță atât de mare. Da, chiar a venit o prietenă și a zis, băi, mă doare spatele, hai că mă cunoști, înțeapă-mă repede, repede. Și mă uit, a zis, băi, dar totuși, de când? Păi că, uite, am mai ridicat și copil, căruț și... Zic, te înțep acum, îți mai pun ace vreo două ședințe și te duci să faci mișcare. Și bineînțeles că a dispărut, n-a mai venit și ce, băi, să știi că ai avut dreptate. Chiar mi-a prins bine. Adică e o problemă, în general, doamnele, femeile nu au musculatura paravertebrală atât de puternic dezvoltată și dacă nu există niște exerciții în această, realizate în această direcție, atunci mult mai rapid ne supără și avem dureri în zona cervicală sau în zona lombară. Deci n-am mai văzut-o, așa că și asta a fost o soluție. Asta a fost apropo de ce să facem să nu venim la medic. Fiind prietena, sfătuit-o de bine. Vrei să adăugi ceva, Ciprian? Nu, dacă a fost cu aspirină, e pentru medici. Bun. Există internetul, există miliarde de informații pe internet. Pacientul caută, se interesează și află tot. Și vine pregătit la medic. E mai periculos așa sau e mai bine așa? Dar răspundem, vă rog, la întrebarea aceasta după ce luăm în direct pe domnul Dorel Burciu din Timișoara. Bună seara! Bună seara! Vă ascultăm! Bună seara! Hai să începem o întrebare. În an de zile, la recomandarea unui domn care se ocupă bioenergetician, care a lucrat în domeniul ca medic, deci nu aerea, consum în fiecare din această combinație de plante, adică un blender, pun o sfeclă roșie, o lămâie, un morcov, un măr. Adiacent adaug frunze de pătrunjel, celină, care cum cred eu de cuvinte. Ca efect, după un an de zile am constatat că mi-au revenit frigicile la normal. Da, problema este, trebuie să întrerup această modalitate că m-am obișnuit ca un fel de hrană, asta mănânc dimineața. Dar nu trebuie să întrerupeți genul acesta de hrană. Eu aveau semințe de chia măcinate, de cânepă și, cum se numește, perițe combinate de greu și este, acum îmi scapă o plantă, dacă mă uit aici. Bun, am înțeles. Întrebarea este dacă mergeți mai departe cu rețeta sau nu. Întrebarea este dacă acest psilium,
dacă această problemă continuată, mai mult timp poate să facă rău. Nu, ideea este, sau varianta ideală ar fi să folosiți o combinație de 3-4 fructe sau legume, nu mai mult de atât, și să le alternați la 3-4, nu să le schimbați, mai ales că sunt niște fructe sau legume de sezon pe care este foarte bine să le folosiți. Este minunat, e foarte bine că aveți un bun obicei de a consuma aceste fructe, aceste legume la blender. Este o metodă ușoară de a, practic, ușurați asimilarea principiilor active din acestea. Deci felicitări, succes pe mai departe, dar ar fi foarte bine dacă vă interesează și altceva în afară de scăderea valorilor grăsimilor din sânge, chiar să întrebați medicul care v-a recomandat. Dacă rezultatele tot au fost bune, de ce să nu faceți, uitați, a trecut un an, asta am obținut cu ceea ce mi-ați indicat, hai să vedem ce avem de făcut de acum încolo. Revenim la întrebarea anterioară, pacientul pregătit, între ghilimele, care știe tot de pe internet și a pus diagnosticul, eventual are și câteva variante de tratament pe care vine să le consulte cu medicul. E periculos, nu e periculos, e mai bine, cum e? Din păcate trăim într-un spațiu în care toată lumea se pricepe la toți. Politică, fotbal și medicină. Și toți își dau cu părerea în toate cele trei domenii. Din păcate nu poți să echivalezi o cercetare pe internet cu anii de studiu medical, începând cu anii de studiu din potliceala sanitară în care asistentul învață tehnică și învață parte de teorie medicală, continuând cu partea de studii în facultatea de medicină, cu partea de studii pe care kinetoterapeuții o fac, continuând cu masteratele, cu specializările pe care noi toți le facem. Este foarte greu să găsești și să înțelegi foarte mulți dintre termeni în momentul în care nu ai o anumită experiență clinică, în care nu știi cum să îmbini noțiunile. Da, plus că pe internet găsești foarte multe simptome. Păi mă duc capul, asta înseamnă că nu există, așa cum foarte bine am spus, explicația științifică din spatele acelei manifestări. Este un exemplu la îndemână asta cu durerea de cap, pentru că durerea de cap poate să apară în cazul unei persoane anxioase. Deci se învârte acolo instalația și apare durerea de cap, evident, nu mai luăm nicio pauză. Poate să apară în cazul unei persoane care are probleme cu vezica biliară. Durerea de cap poate să apară în cazul unui hipertensiv. Poate să apară în cazul unui sinuzite, unei nevralgii faciale. Exact, exact. Deci unei spondiloze cervicale și așa mai departe. Dați-vă seama că tratamentul este diferit și atunci, da, a venit, a citit. Este un semn bun că se interesează și că nu este o persoană pasivă. Dar cu siguranță, dacă internetul ar fi fost de folos, n-ar mai fi ajuns acolo în cabinetul medical. Ciprian, vrei să completezi, te rog? Marea majoritate a pacienților tineri vin, să spunem, cu temele făcute. Adică știu ce exerciții au de făcut, s-au interesat de la medic de numirea scrisă pe bilețel a complexului de exerciții, se uită pe YouTube, știu ce au de făcut și zic, da, dar pot să vin doar în sală și să mă mișcă, uite, eu știu și ce am de făcut, nu te deranjez prea tare. Da, și realizez exercițiile aproximativ. Da, ok, zic, bine, prima încercare, poftim, te rog. Băi, știi că deja mă doare, că nu pot să-l execut. Băi, tocmai ce spuneam, lasă-mă pe mine să-ți spun ce e de făcut și apoi mai completăm cu ce ai mai văzut tu pe internet sau nu. Da. Sunt multe probleme de genul ăsta, eu le știu pe toate și vin și îți dau denumiri științifice și așa mai departe, ca și cum te testează să văd dacă tu cunoști sau nu, sau, dar asta e, cu materialul clientului lucrăm. Și riscul cel mai mare este în momentul în care caută pe internet, nu în tratatele de specialitate, și se apucă să dea sfaturi altor cunoscuți. Uh-huh. Da, având așa în vedere că nu sunt doi pacienți care se semene, nu există două tratamente care să fie identice pentru doi pacienți. Și atunci este clar că totul ține de individualizarea tratamentului și de a prescrie un tratament, indiferent din ce domeniu medical este,
un tratament individualizat fiecărui pacient. Iar internetul nu poate să ofere pentru toți cititorii lui câte un tratament specific. Da, pentru că de multe ori vin mai speriați. Aoleu, ce pățesc, ce bun, cotro am ajuns, cât de departe, cât de grav este, că am citit eu. Deci, vă rog frumos să nu mi-ascundeți, să-mi spuneți acum adevărul. Și apropo de ce tratament se potrivește, m-am ales odată cu ceva în jurături că i-am dat unei doamne o șmacolină de dapă spinare și încălzea rău de tot și ce a zis? Păi am dat-o și la vecina. Păi mi-a făcut bine. Mi-au trecut durerile, mi-am făcut ce mi-a spus dumneavoastră. Apoi și de nu m-a jurat aia și pe mine și pe doctoreasa mea de mi-au dat crema aia că îi dăduse femeii pe cu totul alte articulații cu un proces într-un proces inflamator acut și numai că nu mi-am luat niște jurături la pachet. Deci noi toți am trecut prin ipohondria studentului medicinist. Da, inevitabil. Am înțeles ce înseamnă să intri sănătos la curs și bucurându-te de viață și după ce asculți toate simptomele pe care ți le spune profesorul respectiv, să constați că toate ți se aplică și că ești în forma cea mai gravă. Noroc că urmam pauza, noroc că urmam un alt curs, reușeai să uiți de toate bolile pe care le aveai la cardiologie și constatai că apăreau cele de la gastroenterologie, după care veneau cele de la ortopedie și așa mai departe. Într-un final ajungeai la concluzia că poate nu le ai chiar pe toate. Da, imposibil, da, mai că nu poți să le ai chiar pe toate, pentru că avându-le pe toate ar fi însemnat că ai murit de foarte multă vreme și totuși nu se întâmplase. Ăsta este riscul prin care trec pacienții care caută pe internet și văd toate nenorocirile care pot să existe. Nu știu să facă diferența dintre ele. Mi-aduc aminte că eram încă în școala generală și mama unui prieten ne spunea la coadă, la teleschi, nu care cumva să puneți mâna să citiți vreo carte de psihiatrie. Pentru că sigur o să-mi ajungeți pacienți. Și în stagiul de psihiatrie am înțeles de ce. Iată o întrebare din partea Violetei Alexandroiu, cred. Bună noapte, pe probleme cardiologice iau mai multe medicamente, am și o litiază renală, există așa ceva? Da, da, sunt termeni specifici. Ok. O rog foarte mult pe doamna doctor, ce remedii de fitoterapie îmi recomandă pentru detoxifierea ficatului plus litiariza renală, dacă se poate cu diminuarea pietrelor? Varianta, prima variantă ideală este aceea a unei bune hidratări. Așa încât chiar și numai asta, să zicem așa pe românește, spală rinichii și scade această neșansa litiazei renale. În ce privește acest termen de detoxifiere, trebuie să știți că în general principiile care scot sau plantele sau remediile care scot din corpul nostru surplusul sunt remedii amare și picante sau amare și reci. Acestea se dau diferit în funcție de constituția, de structura fiecărei persoane. Deci n-aș putea să spun acesta este remediul cu care se începe. Da, dacă vrei să ai eficiență într-un tratament ulterior, se începe cu tratarea sau să zic cu ajutarea funcțiilor ficatului, care mai este denumit și uzina noastră, pentru că la nivelul lui, într-adevăr, ajung toate impuritățile care sunt date de alimentație, de diferitele stări și este un organ care este extrem de important. Și chiar trebuie să știți că în anumite situații de stres, ficatul vine și spune, ok, ai nevoie de ceva energie. Ce înseamnă energie? Grăsimea. Și va produce colesterol. Va favoriza această eliberare de colesterol în sânge și ne trezim, Doamne, dar ce se întâmplă? Mie mi-au crescut grăsimile din sânge. Hai să facem o detoxifiere. Repet, poate să apară în cazul unei persoane care este mai rotunjoară, care doarme mai mult, care este mai liniștită. Un gen de remediu voi aplica în cazul unei persoane care este ceva mai agitată, care mănâncă pe apucate, care doarme așa ca noi, doar vreo jumătate de noapte, și atunci remediul va fi diferit. Pe văzutele, nu merge altfel. Ne apropiem ușor, ușor de finalul emisiunii. Ultima întrebare, dacă puteți răspunde scurt. O doamnă de 81 de ani spune că i s-au rost cartilagiile și ce ar putea să ia sau să facă? Poate primul
prima intervenție, având în vedere că discutăm despre cartilage, discutăm de medicina clasică, ar fi după investigațiile de rigoare consultul unui medic ortoped. Se poate merge până la autotransplant de cartilaj. Dincolo de asta, probabil că ceilalți colegi dacă cu care vorbim, sunt aici în emisie poate dacă dea și soluții. Dacă vorbim despre anchiloză, sunt proceduri care se adresează articulațiilor, articulației genunchiului și, așa cum v-am spus toată seara, le combinăm cu gimnastica medicală, pentru că așa reușim să menținem articulația funcțională. Că a fost de multe ori, stați că dimineața când m-am trezit, articulațiile mele parcă erau cam rece, eram înțepenită, m-am mișcat puțin, m-am încălzit și a fost mai bine. Și asta e o soluție. Aș ruga-o pe această doamnă, legat de gimnastica medicală, până ce ajunge, dacă se va opera, înainte să se dea jos din pat, să încerce să se miște foarte puțin și să nu pună toată greutatea pe picioare brusc. Se ridice încet, chiar sprijinită, dacă se poate, probabil că și are ceva ajutător, baston sau... Și masajul da, ajută foarte și mult și unguentele cu efect asta, antiinflamator din plante, combinații, toate. Asta depinde de pacient, că acum dacă nici nu putem să spunem că e sauros, adică are o dovadă... Probabil că are o conartroză, da, este, sau... E și vârsta până la urmă, dar da, se poate recupera, se poate simți mai bine, dar masaj, kineto, băi... Dar putea ca de fapt... cartilagile să nu se fi roșii, ci pur și simplu uleiul articular să fi diminuat și atunci există injecțiile intraarticulare cu condroitină, cu acid hialuronic, da, care pot reface mecanica articulației. Sunt nevoit să vă opresc pentru că ajungem la finalul ediției de astăzi a emisiunii Serviciul de Noapte. O să vă rog să concluzionăm cumva această poveste. Cine începe? Eu am început, eu voi termina. Ciprian. Atunci o să încerc să transmit celor care ne aud la ora asta, celor care sunt în taxiuri, presupun, sau care sunt în pat și ne ascultă, sau cei care lucrează noaptea în fața unui calculator, să facă aceste pauze din 20, din jumate, în jumătate de oră, să iasă afară, să facă un exercițiu simplu, să inspire, să ducă mâinile la ceafă, să schimbe direcția, să răsucească stânga, dreapta, cap pe spate, în față, să dea jos din mașini, taximetriștii, cei care stați la birou, ridicați-vă de pe scaun și inspirați adânc și de-aia ajuns. O seară bună! Radu! Evident, prevenția este primul lucru care trebuie făcut, dar atunci când nu mai ține doar de prevenție, se știe că le suntem aproape și, așa cum îmi place să spun la toate cursurile pe care le țin la finalul lor, mintea, gura și sufletele noastre le aparțin în așa fel încât să putem să-i aducem împreună cu noi la Osim Haim. Să se bucure de viață, să ne bucurăm toți de viață. Cătălina? Așa zic și eu, este important să ne ascultăm sufletul, să facem mai mult ceea ce constatăm că ne face bine, să ne bucurăm și să profităm de tot ceea ce este natural în jurul nostru și așa ajungem să scăpăm de medici. Cătălina, Radu, Ciprian, mulțumesc mult, sunt Felix Crainicu, noapte bună! I get wings to fly, oh, I'm alive.